842-54 din 24-8-2023 a secretarului municipiului Bistrița privind unele probleme din domeniul urbanismului împreună cu adresa numărul 8138 din 16-8-2023, care se va comunica Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și ISC București, după analizarea în Comisia de Urbanism și Consiliul Local. Răspunsul înregistrat la Primăria Municipiului Bistrița cu numărul 84815 din 28-8-2023, formulat de Consult Imobil SRL și Bloom Rent Imobil SRL, referitor la informarea cu numărul 84254 din 24-8-2023 a Secretarului Municipiului Bistrița și răspunsul numărul 85653 din 30-8-2023 al Secretarului General la adresa numărul 84815 din 28-8-2023 a Consult Imobil SRL și Bloom Rent Imobil cu anexe și adresa numărul 85480 din 29-8-2023. Acesta este o informare, nu este nevoie să votăm, doar să luăm la cunoștință de existența. O completare aș dori. Deci tot în baza adresei societății Consult Imobil, arhitectul Cristina Bungărdian a întocmit un raport care v-a fost comunicat ieri pe mail, iar astăzi îl aveți în folderul de ședință. Dacă problemele importante, urgente, vi le-am adus la cunoștință și la începutul verii în ședința Consiliului Local, prin informarea numărul 5957 din 12.06.2023, repet, probleme importante și grave, atunci mi s-a spus că se vor analiza în ședințele de început de lună, iată că suntem la sfârșitul verii, iar o parte din aceste probleme au devenit de-a dreptul acute. Vă rog să-mi permiteți, domnul președinte, ca preț de câteva minute să trec în revistă succint problemele apreciate ca fiind importante și grave, aduse în atenția dumneavoastră cu aprobarea domnului primar, repet, în iunie 2023. Doar sigur o secundă, că... doamna secretar, am să vă rog să vă opriți pentru o secundă. Da? Nu este vorba doar de ceea ce ați transmis dumneavoastră, mai este și o parte care v-a răspuns și nu cred că este corect. După ce ne-ați informat, ne-ați adus la cunoștință, colegii noștri au văzut, au citit pe mail, să le mai faceți o dată vocal aici, în condițiile în care reprezentanții celorlalte adrese nu sunt prezenți în ședință. Nu, este foarte important pentru dumneavoastră să știe și cetățenii municipiului Bistrița problemele grave cu care ne confruntăm. Și vă rog, sunt în 10 puncte scurt, vă rog să-mi permiteți... Doamna secretar, sunt dintr-o perspectivă. Pierdem timp prețios, vă rog să-mi permiteți să dau citire. Credeți, deci pentru că eu am spus dintr-o că... Dintr-o perspectivă proprie pe care o consider eu în calitate de președinte, subiectivă. Așa că am să vă rog... Deci am noi să vă am spun citit... temeiul legal. Vă rog, domnul consilier, temeiul legal. Și legea spune, în articolul 27 din legea urbanismului, că primarul acționează pentru respectarea și punerea în practică a documentației de urbanism. Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism, iar structura arhitectului șef gestionează evidența și actualizarea documentației da, mulțumim, de urbanism. Da, stimați consilieri, dragi cetățeni, mâine este 1 septembrie, iar în octombrie orașul Bistrița va fi fără un plan de urbanism general. În adresa din luna iulie am informat că este important să declanșăm procedura de actualizare a PUG-RLU. Putem totuși să nu ascultăm treburile care le-am ascultat, cel puțin 20. Stimat, domnul, sunteți principalul vinovat că nu ați convocat Comisia de Urbanism. Nu ați analizat ceea ce v-am adus în atenția dumneavoastră. Nu am analizat, doamna secretar, modul prin care dumneavoastră puteți să-l scurcircuitați pe primar adresându-se vă direct Ministerului Mulțumesc. Dezvoltării. Asta e toată Mulțumesc. Problema. Sunteți am foarte supărată că domnul primar... Domnule, vă rog, deci, vă rog, domnule, doamna secretar, doamna secretar, vă rog, vă rog să-mi permiteți în câteva minute, pierdem timp prețios, secretar, important pentru cetățenii municipiului Bistrița nu vorbiți în și pentru consilierii locali. Vă rog frumos, doamna secretar, haideți să dăm dovadă că suntem înțelepți. Vă mai las un minut. Stabiliți ceea ce ați început. Două minute, că mi-ați luat.
Am cerut două minute, stimate consiliere. Aștepte trei luni. Răspunsul dumneavoastră. Bine, doamne, ca sunt cetățeni care așteaptă de o jumătate de an. Da, sunt deci, mulți cetățeni care așteaptă. Vă rog să ascultați cu atenție, lucruri. Domnul președinte, că sunteți jurist. Vă rog, doamne. E o componentă importantă pentru comisia dumneavoastră. Vă rog să nu mă mai nu este finalizată vă tema de să proiectare. Nu mă mai întrerupeți. Vă rog să nu mă mai întrerupeți și să respectați disciplina acestei ședințe. Altfel mă văd nevoit să vă blochez microfonul și nu vreau să mă așez în această postură. Este inadmisibil ce aud. Vă rog să-mi permite să termin. Doamna secretar, vă las următoarele două minute să spuneți ceea ce ați început. După care, la cuvânt s-a înscris domnul Muntiu și domnul Urâte, care vor avea la rândul lor, pentru că dumneavoastră deja ați vorbit circa 3 minute, câte 5 minute maxim fiecare. Mulțumesc. Mă scuz, da, și Suciu, am o întrebare. Da, și domnul Suciu. Mulțumesc. Deci, vă mulțumesc. Deci vă spun că tema de proiectare și căietul de sarcini pentru nou PUG încă nu este finalizat. Acum două minute am mai întrebat odată pe arhitecta Bungărdean, singur arhitect care avem în oraș, n-a văzut, nu i s-a pus la dispoziție nici temă de proiectare, nici căietul de sarcini. Trebuie, pentru că la anul vom avea 4 rânduri de alegeri. V-am spus de 7 ani că trebuie să actualizăm nomenclatorul stradal prin implementarea RENS. Nu s-a făcut acest lucru. Am solicitat să avizați, să aprobați reglementări pentru locuințe colective mici. Nu există pe ordinea de zi. Am spus să se stabilească unele măsuri cu privire la conversie, reconversie, regenerarea urbană a unor zone sau obiective, cum ar fi fosta turnătorie TOA și fostele puncte termice PT-uri, unde se dorește schimbarea de destinație din puncte termice în spații comerciale sau religioase. Aici problema a devenit de-a dreptul acută și vă rog insistent să solicitați, să permiteți intervenția arhitectului Bungărdean Cristina, pentru că în data de 8 septembrie avem un termen în această speță și se cere daune de circa 400 de mii de euro și nu vreau ca bugetul local să fie prejudiciat. Am solicitat insistent să actualizați hotărârea 153 din 2009 privind buna gospodărire a municipiului, pentru că a intrat în vigoare din 2020 legea 273 cu buna gospodărire a localităților urbane și rurale. Sunt reglementări extrem de utile pentru municipiu. 6. Identificarea imobililor degradate și a terenurilor neîngrijite pentru impozitarea cu până la 500%. Sunt municipii care de peste 5 ani practică această metodă. Consiliul Local Bistrița n-a aprobat încă nici măcar lista cu terenurile și imobilele degradate. 7. Analizarea contractului de asociere cu OMV Petrom, având în vedere redevența de-a dreptul rușinoasă de circa 400 de euro pe lună pentru stație, pentru o terasă și spălătoria rapidă. 4. Să analizăm modul de dobândire a unor imobili în proprietate de către Asociația Sportivă Gloria 1992, inclusiv a stadionului municipal și altor terenuri care au fost inventariate în proprietatea publică. A se analiza decizia 428 din 1 noiembrie 1991, pusă la dispoziție de instituția prefectului încă din anul 2020. 9. Am înțeles. Vă două puncte doamna, mai sunt, domnul consilier. 9. Analizarea tuturor dosarelor în contencios administrativ. V-am lăsat. Inclusiv unde acolo Consiliul Local este parte în proces. Doamna secretar, și a cauzelor care au determinat aceste litigii. Vă și 10. Urgentarea formulării, din respect pentru cetățean, urgentarea formulării răspunsurilor către cetățeni, a cărui petiții au fost analizate în ședința din 30-a 3-a, 27-a 4-a, dar n-au primit niciun răspuns. Doamna secretar, am fost nevoit să vă opresc microfonul, pentru că nu putem să avem un dialog. Vă rog frumos să vă opriți. V-am rugat, v-am acordat 3 minute, îmi pare rău, lucrați în această instituție. Toate aceste chestiuni se discută în interiorul lor. Poziția dumneavoastră nu este aceea de a comunica cu populația din acest oraș. Nu știu, sunteți în campanie electorală, faceți opoziție, nu înțeleg efectiv. De ce nu veniți să aveți un dialog cu cei din executiv? Sunteți parte a executivului. Vă mulțumesc. Domnule Muntiu, vă ascult. Am rugămintea. Îmi cer scuze, stimați colegi, dacă îmi dați voie doar 30 de secunde, că doamna secretar reiterează de fiecare dată, cu tot respectul care îl port,
niște probleme istorice, de parcă domnia sa, vorbind așa la persoana a treia, nu a existat în instituția asta. Adică aceste puncte termice care se doresc ca se face puncte liturgice au fost aprobate de administrațiile anterioare, acum 10, 11 ani, 12 ani, n-au nicio treabă. Atunci nu știu ce a făcut domnia sa. Acum la fiecare ședință, obiecții de legalitate, domnul viceprimar. Vă rog să mă respectați, vă rog să mă respectați, doamna secretar, că eu v-am lăsat să vorbiți. Da? Vorbim de stadion. Acel stadion e vândut deja un sfert dintre el cu aprobarea unor judecători. Acum ne trezim. Doamna secretar, de fiecare dată revine. Am primit informarea domniei sale, am primit informarea doamnei Bungărdean, am primit informarea dezvoltatorului. În 8 septembrie este proces. Și ce vrea doamna secretar? Să ne antepronunțăm? Vrea ca noi să hotărâm care e sentința? Noi nu ne putem substitui aici unei sentințe, nu? Sau să stabilim noi cine are dreptate? Cei care au elaborat, întocmit documentele, arhitectul șef sau domnia sa? Cred că este prea mult pentru acest circ care pur și simplu nu se mai oprește. De fiecare dată, cel puțin anul 4 intervenții, ce credeți că mie îmi convine? Sau domnului primar? Sau vreuna dintre dumneavoastră? Dar este un contract semnat, mare, nu știu, 2-3 ani până expiră. Ce să facem? Să ne judecăm cu OMV, Petrom? Discuții, cine are un contract parafat cu anumită redevență, chirie, dar nu o să vină din proprie inițiativă să ne dea mai mulți bani. Ne rugăm să treacă timpul cât mai repede. Doamna, așa, la modul de hai să ne auzim vorbind, e foarte simplu. Nu noi am făcut contractul cu OMV Petrom, cu o redevență mică, care până la urmă, iertați-mi fie că nu sunt apărătorul nimănui, cine știe, poate la vremea aia, acum 20 de ani sau 25 de ani, li s-a părut că e o avere pentru cei care gestioneau destinele orașului ăsta. Dar, mă rog, e așa să ne aflăm în treabă, să dăm bine cu tot felul de intervenții, sincer, care mi se par de politicieni de-a dreptul populiste, intervențiile astea. Nu, este intervenția unui funcționar la care îi pasă de oraș. Altfel, clar ca bună ziua. Iar OMV-ul are o redevență absolut deranjantă. Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Dar zis că un jumătate de minut. Mă gândeam că e mai important ce spune secretarul. Nu aveți microfonul mereu deschis. Nu, doamna secretar, e mai important ce spune viceprimarul. În altă ordine de idei, cred că discutăm așa de o mare diferență în ceea ce privește abordarea și atitudinea unora dintre noi. Precum ați văzut, am trecut din domeniul public al municipiului, în domeniul public al județului, a unor suprafețe de teren, pentru drumul Tărpiului, da, tot ceea ce se face pentru oameni, stimați colegi, trebuie să aprobăm cu celeritate și cu ambele mâini, că se face pentru oameni, indiferent cine face, cum face și fără să umblăm cu tot felul de tertipuri, de reclamați, că au început înainte de a le da terenul, că poate intervenit asupra lui. Ce vorbești pentru unii dintre colegii consilieri? Așa cum aprobăm, deși nu suntem foarte mulțumiți de activitatea ADI-ului și de ceea ce înseamnă cu adevărat salubrizarea în orașul ăsta, dar dacă asta este cererea, să mai semnăm o dată, să mai achesăm o dată, să ne mai unim o dată, să mai schimbăm o dată regulamentele și statutul ca să poată primi finanțare, să poată primi cetățenii pubele și din Bistrița și din județ. Suntem de acord, fără să facem tamtamuri și să încercăm să spunem oamenilor că capra ied și așa mai departe. A, cred că asta ține de educația, de pregătirea, fără să ne dăm specialiști în toate domeniile, pun unii să dau până și în drumuri, deși au cu totul și cu totul alte profesii, fără să citească, fără să intereseze, fără să întrebe un specialist de ce să sapă un canal, că să ridică capacul la cotă, pentru că acum discutăm doar de binder, să ridică la cota la care va fi trasă stratul de uzură ca să se treagă dintr-o
singură suprafață, să se mai decupeze ulterior pentru o rezistență mai îndelungată și mai bună și așa mai departe. Despre asta e vorba. Nu deviați, vă rog, de la informarea depusă de sigur secretar. Că e ușor este dreptul meu legal. Când nimic nu aia spune și unii deci, au meciul consilier, eu am muncit. Eu am muncit, da, am implementat. Mulțumesc, domnule viceprimar. Văzând tăcerea, vreau să vă doamna informez Gaftone, că consiliul local... Doamna Gaftone, am să vă dau cuvântul după ce vorbesc ceilalți colegi. Care să termin ca să știe la ce se referă. Deci vă citesc o frază din răspunsul prefectului. Pentru că dacă văzând vă că nu-mi răspundeți, instituția prefectului de secunde, a spus așa, toate cele sesizate de dumneavoastră intră în competența conducerii instituției, a Consiliului Local și a primarului pentru a fi remediate. Au mai trecut 3 luni de zile și nu ați acționat. Ce am spus în a doua adresă? V-am spus că prezintă o problemă urgentă faptul că nu reglementați suprafața necesară pentru locuințele colective mici, cu toate că Ministerul Dezvoltării ne-a spus că trebuie respectată suprafața cuprinsă în pug, respectiv 1000 de metri, cu toate că domnul primar, atât pe Griviței, cât și pe Petre Ispirescu, unde Comisia de Urbanism s-a deplasat la fața locului, dar după ce a aflat că însuși primarul a cerut un pud, nu mai n-a dat niciun punct de vedere. Și acolo avem 2 procese grele, estimați consilieri. Chiar asigur, nu vă pasă? De 3 ani de zile nu poate să iasă reglementarea colectivele mici? Nu există nici un motiv plauzibil care să reglementeze situația. Stimați consilieri, dacă mi s-au diminuat atribuțiile în fișa postului, vă întreb, dacă până acum mi s-a reproșat faptul că nu semnez documente care nu respectă pug. Doamnă, am să vă rog să vă uitați peste tot în țara asta, la ședințele de municipiu și de oraș, să vedeți ce atitudine au secretarii. Domnul și ce intervenții au secretarii la Cluj, la București, la Sibiu, la Brașov. Pare că ați ajuns mult prea departe. Domnul consilier, am pe masă autorizații care privesc locuințe colective pe terenul sub 1000 de metri pătrați. Nu știu dacă un secretar trebuie să discute despre urbanism 99% din timp în Constituție. Să semnez? Îmi asumați dumneavoastră răspunderea? Doamnă, fiecare își asumă răspunderea pentru poziția pe care o ocupă. Normal că mi-asum răspunderea. Haideți să încheiem această discuție. Nu, ar fi trebuit, domnul consilier, ar fi trebuit să discutăm corect. Vă rog, opriți microfonul, doamne secretar, urmează domnul Muntiu. Fiecare trebuie să semneze și să răspundă. Trebuia să discutăm ieri în comisie, domnul consilier. Să vedere în ce să mai face. Dumneavoastră, nu mai induce. Adezia ședinței de ieri. Pe cuvântul meu, domnul președinte, opriți microfonul, nu se mai poate. Doamna secretar, gata. Dumneavoastră, aveți cadru legal, așa cum a răspuns și Ministerul Dezvoltării, și Prefectura. Dacă dumneavoastră nu mai induceți în eroare cetățenii și nici consilierii. Dacă dumneavoastră considerați, din punctul dumneavoastră de vedere, să ne înțelegem, că o documentație, că numai de urbanism vorbiți în primăria asta 24 de ore din 24. Nu vă elementul cel mai grav, doamna cel mai grav dacă din municipiul Bistrița, problemele de urbanism. Că o documentație este incompletă sau ilegală, aveți la îndemână cadrul legal să înscrieți obiecțiunile în registru special și să refuzați semnătura. Dumneavoastră nu faceți așa. Dumneavoastră dumneavoastră țineți de un pug ambigu și dați ordini primarului, viceprimarului, arhitectului șef, celui care a editat documentul, să vă părtășească opinia. Doamna secretară, aveți cadrul legal la aceste probleme și poate scăpăm și de procesele astea într-un final. Mulțumesc! Sper deci n-ați actualizat... să înțelegeți și dumneavoastră că unde aveți cadrul de proiectare? Legal. Nu mai invocați... Unde dialogul cu cetățeanul? Oare consilierii, că vai de mine, nu știu cine vă persecută. Nu vă persecută nimeni. Considerați o documentație incompletă sau ilegală, frumos scrieți în registru special și refuzați semnătura ei. Și își urmează, traseul. Dar dumneavoastră țineți documentele și după orele de program le aruncați. Când la primar, când la viceprimar, domnul când viceprimar, la arhitect și în interpretarea dumneavoastră. Deci mi-ați simplu, luat direcția juridică simplu, în subordine, mi-ați dat tot nu mai facem altceva decât să stăm aici, să asistăm la un circ de copii.
la secretar. Am încheiat și vă rog să nu mai dați cuvântul, doamne secretar, pe subiectul ăsta. Că spunem lucruri adevărate, asta este. Vă deranjează? Domnule Muntiu, vă ascultăm. Vă deranjează adevărul? O să nu am zgomot de fond, vă rog, domnul președinte. Sunt bolnav, stau în pat, nu vreau să am zgomot de fond. Aud zgomotul ăsta de fond în ultimii trei ani continuu. Da, Pugu, n-ați vrea îmi place, îmi place, ba, văd, îmi place foarte mult că suntem apărătorii dreptății. Doamna secretar, pot vorbi mai tare decât dumneavoastră, chiar dacă încercați, sunt... Încercați și deplasare în teren. Doamna secretar, dacă mai continuați în această notă, mă văd nevoit să vă exclud din ședință. Dar vă rog, domnul președinte, haideți să supunem la vot, vă rog, pentru că așa nu se prezența poate. Secretarului este obligatorie. Da, dar tăcutul secretarului este mai obligatorie. Prezența secretarului este obligatorie. Conduita pe care aveți și atitudinea este... Și vă rog să o ascultați pe Ungărdean Cristina. Doamna secretar, opriți-vă în acest... Gata! Ungărdean Cristina. Gata! Scuzați-mă, colegi, dar am și eu limitele mele. Am cerut cuvântul acum 10 minute. Nu vreau să aud niciun zgomot de fond pe... N-am întrerupt pe nimeni, nu vreau să aud niciun zgomot de fond. Mă distrează atitudinea de a fi apărătorii unor anumite cauze. Mărunte, mari, nu știu cum să le spun. Noi aflăm acum de câteva săptămâni sau câteva luni că un obiectiv industrial din orașul ăsta, în planul de urbanism general al municipiului, este trecut ca și construcție zootehnică, agrozootehnică. Deși nu mă amintesc de când m-am mutat eu în Bistea din 1987, ca pe locul turnătoriei să fi fost vreodată o fermă de vaci sau treburi de genul ăsta. Aș fi vrut, doamna secretar, ca cu 2-3 ani, în loc să încercați să blocați orice treabă, să atenționați Consiliul, colegii noștri dinainte, să spuneți, bă, băieți, sunt niște greșeli acolo, hai să vedem cum le corectăm. Există orice greșeală poate fi corectată, dar dumneavoastră vă convine foarte mult să vă folosiți de greșelile astea pentru a bloca proiectele de care nu vă plac, care în opinia dumneavoastră de apărător al cetății nu sunt ceea ce are nevoie cetatea. Preferăm să ținem o ruină sau ruine căutând toate blocajele posibile ca lucrurile să nu se întâmple. Nu am auzit de la dumneavoastră niciodată o soluție care să rezolve o problemă. Auzim întotdeauna cum să facem ca problemele să nu fie rezolvate. Cum să facem ca să nu avem răspunderea noi. Dacă ne-a dat cineva în judecată, colegii din Consiliu și Primăria să vă sprijine pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți procese. Nu, doamna secretar, nu aveți procese din cauza Primăriei sau cauza Primăriei sau din cauza Consiliului Local. Aveți procese din cauza modului în care dumneavoastră ați interacționat cu diferite probleme. Și e dreptul normal a oricărui, oricărui contribuabil să vă dea în judecată dacă consideră că i-ați lezat un drept. De aceea există tribunale, de aceea există toate treburile. Și povestea asta că mi-a spus acum că se cer daune de 400.000 de euro. Foarte bine, judecătoria va spune dacă daunele astea trebuie plătite sau nu trebuie plătite, dacă o parte sau cealaltă parte are dreptate. Dar de aici până a venit noi ca o parte care să ajutăm, să sprijinim pe cineva doar pentru că e parte din instituția asta, mi se pare un lucru deplasat. Fiecare răspunde pentru ceea ce face și orice parte care se simte lezată de ceea ce se întâmplă, poate să are un dreptul de a ajunge la instanță și de a cere dreptate. Trăim într-o democrație în care puterea judecătorească e una dintre puterile importante ale statului. Așa că aș prefera ca toate informările dumneavoastră, toate informările dumneavoastră, aș prefera să apară propuneri prin care să putem rezolva probleme. Nu prin care propuneri prin care să putem spune că nu se poate face ceva. Că în fond și la urma urmei, dumneavoastră și dumneavoastră și toată lumea, inclusiv noi consilierii care luăm o indemnizație, luăm o indemnizație pentru că cineva plătește niște taxe, niște impozite. Noi tratăm o anumită categorie socială și de-a lungul timpului ați reușit să o transformați ca în paria societății, ca în dușmanul societății. Cineva care își riscă banii și munca lui ca să construiască ceva, nu e un infractor. E un cetățean care merită la fel de mult respect ca și dumneavoastră, ca și mine, ca și oricare altul. Bistrița nu are problemele urbanistice de care vorbiți dumneavoastră. Bistrița, spre deosebire de alte orașe, are mult mai puține probleme în zona urbanismului decât au alte orașe. Dumneavoastră le exacerbați pentru că vă simțiți lezată că vi se cere să faceți doar ce spune fișa postului. Și dumneavoastră vreți în continuare să fiți matchmakerul
matchmakerul orașului ăsta, adică dumneavoastră să fiți posesorul adevărului absolut, dumneavoastră aveți un discurs cel puțin de primar. Vă rog, n-ați văzut niciun coleg de-a nostru, deși e politician, făcând în cadrul acestui consiliu campanie electorală, prezentându-și proiectele personale, prezentându-și strategia și așa mai departe. Și nu-mi spuneți, doamna secretar, că grija dumneavoastră principală este orașul ăsta. Grija noastră a tuturor este orașul ăsta. Nu sunteți cu nimic mai sus sau mai decât noi în grija pentru orașul. Nu se vede, domnul consiliar, deloc. Doamna secretar, consider că ceea ce facem noi trebuie să facem cum considerăm noi. Spre deosebire de dumneavoastră, v-am mai spus-o și la evaluarea pe care am făcut-o în comisia de evaluare a dumneavoastră, că dacă vreți într-adevăr să dezvoltați orașul, să faceți o strategie pentru orașul ăsta, o puteți face după ora 4 când terminați serviciul, sau puteți foarte simplu să candidați în cadrul unui partid sau independent ca să vă puteți impune strategiile dumneavoastră de dezvoltare a acestui oraș. Până atunci sunteți un simplu funcționar, un funcționar superior într-adevăr, care trebuie să se ocupe de legalitatea actelor emise de către Consiliul, către primărie. Nu mai mult, nu sunteți ăla care poate propune modificări. Dumneavoastră puteți să acceptați dacă sunt legale, să nu acceptați și exact cum a spus domnul viceprimar, să treceți în acel registru special, nu sunt de acord. Atât. Legat în fișa postului, v-am mai spus și v-a supărat pe mine, în fișa postului dumneavoastră nu spune că dumneavoastră sunteți cea care puteți evalua din punct de vedere tehnic și profesional un document elaborat de către Direcția de Urbanism. Cel care a elaborat acel document și l-a semnat răspunde pentru acel document, nu dumneavoastră. Dumneavoastră puneți la dosar frumos, trebuie să luați toate documentele, să vă uitați peste ele și să spuneți ok, respectă legislația, nu respectă. Dacă nu respectă legislația, nu sunt de acord să le semnez. Punct și nimic mai mult. Dacă cel a cărui documentul a semnat se consideră legat, va merge frumos în instanță și își va apăra drepturile. Dacă câștigați foarte bine, dacă pierdeți iar foarte bine. Dar noi nu suntem parte în povestea asta. Noi cu atât mai puțin nu suntem parte în războiul etern pe care îl aveți dumneavoastră cu Direcția de Urbanism și în același timp în războiul în care vă simțiți lezată că nu aveți suficiente direcții în subordine. Nu aveți suficiente direcții în subordine pentru că nu sunteți un om care poate colabora cu cineva. Și e mult mai bine că e așa. Da. Grave, spuneți, vă rog, domnul președinte. Dați-mă, dacă considerați că sunt grave, dați-mă în judecat declarații politice. În primul rând, Domnule președinte, sunt al doilea să spun și două cuvinte. Domnul consilier, nu citiți adresele care vi le înaintez. Îmi pare foarte rău. Nu citiți doamna secretar, ce vă scriu. Vă rog să vă opriți. Urmează domnul Urâte. Vă rog, Urâte, domnul Urâte. Am rugămintea să nu fiu întrerupt, pentru că nu port genul ăsta de discuție de cip. Ceea ce se întâmplă de o jumătate de oră în această ședință. În primul rând vreau să spun că am întrebat și eu. Alo, nu știu dacă am două cuvinte. Bună. Domnul Elisei, am să dau cuvântul, momentan este domnul Urâte la... Ok, am semnal foarte slab și nu aud cu întregul pe toată ședința. Vă anunț când okay, mulțumesc. Vă rog, deci, am avut curiozitatea să întreb niște avocați foarte buni. Domnule, care e rolul secretarului într-o administrație și de ce s-a creat acest post de secretar? Cum trebuie să interfațeze cu primăria, cu consiliul local, cu primarul și așa mai departe. Mi s-a spus că această funcție cumva a fost gândită de legiuitor ca să vină să verifice, să aducă primarilor, viceprimarilor, chiar și consilierilor, un plus de a fi pe lege în momentul în care au hotărâri la nivel local. Bun. Pe de altă parte, am participat împreună cu mai mulți consilieri, de care și doamna secretară, și doamna șef de urbanism și mai mulți din aparatele de specialitate la un curs de urbanism cu doamna Zeina Moldovan, și profesoară universitară și o femeie care a activat mai mult de 20 organizat de la propunerea secretarului. De curs organizat de secretar. Doamna secretară, vă rog, de secretar. Spuneți că corect. Și v-am indicat insistent pe toți. Mulțumesc. Păcat că nu ați înțeles nimic din cursul respectiv. Din printre care doamna Zeina am întrebat, doamnă, sunt conflicte, sunt păreri diferite. A spus că întotdeauna trebuie să fie un consens, dialogul, da?
constructiv între dezvoltator sau beneficiar, aparatul de specialitate și așa mai departe, lucru care nu se întâmplă deloc în primărie. Mai mult, am citit toate referatele, că mi-a făcut timp, deși eu nu sunt plătit pe lună de la primărie cu 14.000 de lei sau 15.000 de lei și niciun consilier de altfel, ca să citim, cred că eu le consider asta tehnici de manipulare, să primim o grămadă de petiții și o grămadă de informări care n-au nicio treabă cu consilierii. Spuneți-mi și mie dacă e în atribuțiile Consiliului local și a noastră ca și consilier să avizăm certificate de urbanism sau autorizații de construcție. Vă rog să-mi spuneți dacă e în atribuțiile Consiliului local să... Unei hotărâri și trebuie să o interpretați pentru aplicare corectă. Nu spus, doamne, că nu v-am întrebat. Da? Să-mi spuneți dacă e în atribuțiile Consiliului local să organizăm noi departamentul urbanism. Mai mult, adresa doamnei Gaftone este plină de minciunele. Pentru că spune că în aparatul de specialitate nu este numai doamna Bungărdean, pe Diana Sălăjan ce este? Nu este angajată? Are contractul suspendat, este în concediu de maternitate pentru 2 ani. Deci avem un singur arhitect. De o lună. Un singur arhitect. Certificatul de urbanism a fost semnat de un arhitect. Păi ba da, că l-a semnat Diana Sălăjan la consult imobil. Mai spuneți că n-a fost semnat de primarul Bistrițe. Pe ba a fost semnat de primarul Bistrițe. Da? Mai spune că nu are o evaluare are o întreagă evaluare de către o grămadă de armată de specialiști. A trecut prin statul în 2022. Da? Cu unanimitate. Un forum de specialiști. Da? Deci tot și doi, mai este o adresă, doamna secretară, văd că n-a adus-o la cunoștința consilierilor, încă un răspuns de la consulte l-am primit pe WhatsApp. Da? Care este intrat în primărie, dar nu l-ați difuzat consilierilor, dar discutăm consult imobil, din ce văd aici. Printre altele. Da? Mulțumesc, domnule Urâte. Eu nu vreau ca consilier să fac parte din instanță sau să fiu, că n-am timp de a merge martor în instanță sau să fim parte în proces în conflictele pe care are doamna secretară cu dezvoltatorii sau cu alte, n-am trecut 5 minute, domnul președinte. Da? Mai mult. Deci eu n-am venit consilier municipal ca să văd campanie electorală în Consiliul Municipal. Cine vrea să facă politică să se înscrie și o întreb pe doamna secretară câteva lucruri la care să reflecteze. Cum de în conflict cu toate, aproape cu toate departamentele, inclusiv cu persoane din subordine? Cum de în conflict cu primarul, cu consilierii, cu majoritatea? De ce nu o cheamă nicio presă la dialog? Să meargă pe orice trus de presă. Să meargă să spună ce nu facem noi consilierii. Lăsați cetățenii, hai să facem o conferință de presă toți frumos. Lăsați cetățenii să vadă ce cei care sunt în conflict cu legea, chiar nu avem ce discuta. Intrați în politică, că sunt vreo 15-20 de partide, alegeți-vă partidul și intrați în campanie electorală. Și mergeți la presă și spuneți viziunea dumneavoastră despre oraș. Că 25 de ani de cât aveți de activitate, ați fost în conflict cu toți primarii și cu toate consiliile și tot în contradicție. Și cu serviciul urbanism. Nu e adevărat. Nu e adevărat, domnul consilier. Aveți informații absolut eronate. Aveți interpretări diferite. Când spuneți că uitați, citesc din dumneavoastră, la adresa 42.543 și vă rog să se conținez din 20.04.2022, se pot emite autorizații pentru schimbare destinație fără necesitatea întocmirii unei documentații de urbanism de tip PUD/PUD dacă noua folosință corespunde prevederilor PUD. Înțelegem că doamna Gaftone are duble măsuri, după cum îi place sau nu îi place de dezvoltatori. Dar cine v-a dat noastră tema asta, a făcut notițele? Cine vi l-a dat, dezvoltatorul? Trebuia să discutăm ieri. De ce ați refuzat dialogul în comisie? Nu ne introduceți și pe noi. Asta e rugămintea mea. Sau să nu ne complicați. Și mai tot vorbiți de locuințe colective mici. Legea spune foarte clar de locuințe colective. Deci nu ne mai tot aduceți în discuție aia cu colective mici sau mijlocii sau mari sau... Că nu vorbim vorba unui coleg. Vorbim de cuși de veverițe sau de ce vorbim mai? Scoateți noțiunea de colective mici din PUG, acum la prelungire. Scoateți-o, că oricum apare o singură dată în tot PUG-ul. Spuneți-mă în articolul și în care se vorbește în lege de locuințe colective mici. Vă rog frumos, atunci vă dau dreptate.
E în regulă, mulțumesc, domnule Uribe.